Bună dimineața, Simona! Bună dimineața, neața, neața, bună dimineața, sănătate! Tot mai greu să intrăm după Vlăduț, eu salivez de fiecare dată, mi-e greu să vorbesc după. Corect, nu? Să vezi noi! Că toată emisia sunteți așa. Ce ne-ai adus? Astăzi vorbim despre intervenții ORL, despre sănătatea și frumusețea nasului, cum putem rezolva probleme de respirație, sforăit, discutăm despre deviația de sept nazal. Ce este deviația de sept, din ce cauze apare, este o problemă estetică sau și una funcțională? Adică, din cauza deviației de sept, respirația noastră are de suferit? Ce este de făcut? Cum putem corecta deviația de sept? Aflăm imediat! Să începem cu definiția septului nazal. Septul nazal este acea structură osteocartilaginoasă care separă cele două fose nazale, cele două narine, când le vedem noi, în două cavități aproximativ egale. Deplasarea acestui perete spre una dintre cavități, stânga-dreapta, se numește deviație de sept. Pot să fie dăluit la forma unei litere C, de forma literei IES, deviată sunt jos, de diverse tipuri, creste. Cât sunt de supărătoare? 80% din populația lumii are deviație de sept, dar numai 20% sunt implicații patologice. Când apar manifestări supărătoare, ce se întâmplă? Ce te trimite la medic atunci când ai o deviație de sept? Păi sunt mai multe cauze. Obstrucție nazală. Adică nu respiră așa? Nu respiră foarte bine. Se plânge că în ultima vreme are nasul înfundat. Că îl doare capul. Că nu mai aude bine cu o ureche, că are gâtul uscat, că îl ustură gâtul, că are jen în gât. Am aceste lucruri. Diagnosticul de viață de sept nazal este, după părerea mea, unul dintre cele mai simple diagnostici. În sensul că odată prezentat la medic, un examen corect, o rinoscopie anterioară combinată cu un examen endoscopic, poate să precizeze diagnosticul de viață de sept. Mai departe, pentru a vedea manifestările însoțitoare, de regulă este nevoie și de o investigație imagistică, iar în ultima vreme se mai poate discuta radiografie de un computer tomograf de sinusuri al feței pentru a vedea implicațiile acestei obstrucții nazale, acestei deviații de sept asupra funcționalității sinusului. Cum facem corecția de deviație de sept nazal? Corectarea se face numai chirurgical. Altă soluție nu există. Poți face și o rinoplastie, adică sunt două intervenții separate, estetic și funcțional, sau pot fi rezolvate problemele în aceeași intervenție? Din punct de vedere administrativ sau cum vreți dumneavoastră juridic, sunt două intervenții. Deci una înseamnă chirurgie estetică, cealaltă înseamnă chirurgie funcțională. Din punct de vedere tehnic, se pot și executa în același timp, simultan. Grau astfel de intervenție pentru pacient, ce presupune mai ales după, atunci când se termină anestezia, când anestezia trece, perioada de recuperare? Din punctul meu de vedere și din chestionarea pacienților meu, deci cam 1% s-au plâns de durere postoperator, pot să vă spun că fie că vorbim de deviația de sept, de chirurgia septului nazal, fie că vorbim de o rinoplastie cu rinoseptoplastie, cred și continuu să cred că este operația cea mai puțin dureroasă. Postoperatorul are un singur inconvenient. 3-4 zile pacienții respiră prost datorită secrețiilor și microcheagurilor care sunt în nas. Dar față de ceea ce se știa înainte de istoricele tamponamente, nu se mai practică asemenea lucruri, se pun două mici tamponete absorbante de pe o zi pe alta, a doua zi pacientul pleacă acasă. Te revezi cu el după o săptămână, nu mai există acele ședințe de curățare a nasului care fac viața îngrozitoare și toți pacienții storipilați. Gradul de edem, gradul de umflătură sau de învine și de învinețire depinde de stopa pacientului. Nu numai. Depinde și de, pe lângă tehnica pe care o folosești, care este foarte importantă, mai depinde de două lucruri. De cât de mult ataci zona osoasă. Deci dacă vrei să reduci înălțimea la cei care au un nas grec, să le faci curbură la nivel de glabel, trebuie să intervină și atunci te aștept că să învinețezi mai mult. Deci la acest tip, cât de mult te duci ca să conturezi ceea ce înseamnă obraji, pomeți, dar după părerea mea, după săptămână de zile, 99% arată ca nu.
Intervențiile chirurgicale pot schimba în bine părerea pe care o avem despre sine. Și în cazul unei intervenții chirurgicale făcute corect, consiliată înainte, pentru că dacă ajungem la un număr mare de intervenții chirurgicale, cu siguranță este ceva undeva nedescoperit, dar dacă este doar o operație minoră care poate să facă o schimbare în viața noastră, poate avem un nas care nu ne place și atunci este posibil ca acea schimbare să fie benefică în viața noastră. De cele mai multe ori, împreună cu intervenția pentru corecția deviației de sept, se face și rinoplastia, corecția chirurgicală a nasului. Cu alte cuvinte, într-o singură intervenție, rezolvăm și partea funcțională a nasului, rezolvăm problemele respiratorii, dar și partea estetică, astfel încât la finalul operației să respirăm bine și să fim mulțumiți și de forma nasului nostru. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir, ne revedem miercuri în jurul orei 10 aici la NASA, ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată!